Da, să vedem ce ești 8. Ce vrea să spună? Ce număr natural are suma vecinilor 2952? Ce șmecher e autorul ăsta. Cu ce vine el la noi? Cu fel de fel de întrebări. Vecinilor? 2952. Hai că nu... tare cum asta. Deci aflați numărul care e la mijloc și vecinii săi, cine? Ăsta din stânga și cu ăsta din dreapta, adunați. Deci numărul ăsta plus ăsta, da, pentru ăsta de aici, să facă cine? Să facă... 2952. Nu-i așa? Ia mă citești odată atunci. Ce număr natural? Ce număr natural? De cine este ăsta de aici? Da. Are suma vecinilor. A. 2952. Suma vecinilor? Da. Adică cel din față și cel din, de după el. Păi da. Și... să notăm cu ceva pe ăsta de trebuie să-l căutăm noi. N. Hai să zicem că e N. Deci ăsta care e aici în față, care trebuie să găsim noi N. Cine va fi în fața lui? Numărul lui N. A. Păi tot e legat cu N, că e vecin cu el. Uite, dacă... Ia să vedem, dacă e 7. Da? 7. Cine e în fața lui 7? 6. Adică de asta cu 1 mai puțin. Da. Adică N minus 1. N minus 1, sigur că da. Foarte important. N minus 1. Iar după el cine ar să fie? N plus 1. N plus 1 de după el. N plus 1. Uite. Da? N minus 1. N și N plus 1. Și acum zic, suma asta, doi vecini. Da. Adică cine? Ce vrea să spună? Adică... N minus 1. N minus 1. Plus N minus... Plus N plus 1. N plus 1 egal cu... 2952. 2952. Da. Echivalent. Ce se întâmplă? 1 minus 1 aici. 1 minus 1 face 0. Da. 1 minus 1 face 0. Da. Și rămâne cât de? 2 de N. 2 de N. 2 ori N. Da, 2 ori N. Egal cu? Egal cu 2952. Așa. Așa, acum N. Egal cu 2952 împărțit la 2. 2952 împărțit la 2 și egal cu?2 în 2 merge odată, 2 în 9 merge de 4 ori, ne rămâne restul 15, 2 în 15 merge de 7 ori, ne rămâne 1, 12 de 6 ori. Deci, ce număr are vecinii lor, lui el? Numărul acela este 1476. Da. Deci, N-ul acela care l-am căutat este 1476. Pentru că el aici, 1476, se află. Ăsta din față va fi 1475. Și după el va fi 1400... 1477. Deci, ăștia doi adunați fac 2952. Și autorul ne-a spus, cine e ăsta din mijloc? Da? Și răspunsul a fost,
Ăla din mijloc este 1476 și anul de dat răspunsul. Da. Da? Asta este numărul. Punem o, formulez o întrebare. Care este numărul N a cărui vecini aflați la două unități distanță? Da. Deci, nu-i imediat în față. E la două unități în față și, pe urmă, la două unități de după el. Da. Deci, care e numărul acela care să facă, hai să zicem, 20. Deci, da? Deci, care este numărul N? Încât suma vecinilor la două unități, în față și în spate, să facă 20. Păi, facem tot cu N. Așa vom spune. Nu știm, nu putem să-l luăm la încercări. N. În față va fi cine? N minus 2. N minus 2, că-s la două unități. Da. Deci, N minus 2. Păi el? Plus 2. N plus 2. Și ăștia doi adunați, zice că fac 20, nu? Da. Zicem acum. Acum facem N. N minus 2. Adunat cu N plus 2. Da. Și egal cu 20. Da. Și acum 2 minus 2. Minus 2. Fac 0. Da. Și rămâne 2 ori N. Egal cu 20. Egal cu 20. Adică nu va fi egal cu... egal cu 20 împărțit la 2. Da. Și egal cu 10. Da. Da. Deci, vezi aici, toată panta este cât se duci în spate și cât după el. Da? Da. Poți să 3 unități în spate și 3 unități după el. Da. Da. Și atunci, iată, putem forma niște veste. Da? De în genul ăsta. Altceva? 9. Ia să vedem 9. Completați triunghiurile cu cifre. Uitați la... Completăm triunghiurile. Sunt niște triunghiuri acolo, da? Da. Deci, 2. Unele sunt cu altele. 2. Punem triunghi. Deci, 2 triunghi 6. Da. Deci, 2. O căsuță. Da. 6. De plus. 3. Da. 3. Triunghi. Așa. Da. Tragem o linie. Da. Și triunghi. Da. Deci aici nu. Din nou căsuță. 9, 4. 9 și 4, da? Da. Și acum trebuie să găsim. Păi, ca să facă 4, 6, ar trebui să facă 14. Așa, 14, că altfel nu s-ar putea. Da. Și atunci 6 și cu... ar fi 6 și cu 8. 6 și cu 8, sigur că da. Deci aici o să punem obligatoriu 8. Da. Pune deodată 8 aici, da. Să fie 8. Și... dincolo, trebuie să adunăm 1, adică... 4, că la 3 e plus 1. Da, și ar fi 5. 5, 5 plus... 4 face 9, da? 5, da. Am rezolvat. 5 și... 2 și cu 3, 5. 5. 594. 594. Apoi, al doilea decizion. Da. Adică B. Ăsta a fost A, B, O, da. 24 triunghi. 24 triunghi. Da. Plus 1, 3, 2. 1, 3, 2. Tragem linie. Triunghi, triunghi. Da. 9. 9. Păi, o să facem 7 și cu 2, 9. Corect. 7. 7. Dincolo 7. 4 și cu 3, 7. Da. Și după 3. 3. Terminat. Și gata.
Atât, da? Da. Mai două puncte. Da. Hai să mai jucăm cu astea așa un pic. Dar, doamna, ne mai dat ceva suplimentar. Te rog. Dacă zic că ne iese. Te rog. Deci 1 plus 2 plus 3 plus 11 plus 10, da. 10 plus x, da. Egal cu 3000. 3000. O facem că noi avem experiență aici. Da. Păi... cum facem? Putem face suma asta? 1 plus 2 plus 3 plus 10? Da, ar fi 10 termeni. Da. Și... cum zicem? Păi să aflăm sumă. E un număr ăsta. Hai să luăm deoparte, ca să putem face asta. Da. Ne zicem 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus 10 egal cu, am făcut de astea destul, știu să fac. Da. Egal cu? Egal cu 10 plus 1. Da. În paranteză. 10 plus 1 în paranteză. Ori 10. Da, ori 10. Și împărțit la 2. Împărțit la 2. Acum 11. Da, 11. Ori 10, împărțit la 2. Da. Acum 11 ori 5. Ori 5 și egal cu 50. 5. 5. Așa. Și ar fi 55 ori x egal cu... 55 plus x. Da, plus 55 plus x egal cu 3000, nu? Da. Și de unde rezultă că x va fi egal? X egal cu 3000. Da. Minus 55. Minus 55. Și x egal cu 5. Din 10, 5. 5. 5 din... 10, nu, din 9. 5 din 9. 9, 4. Da. Dincolo 0. Nu adică e 0. 9. 9. Atenție. Așa. În loc de 3. 0. Nu. Adică nu. Că și în loc de 3. Adică 3. 2. Am luat 1000. Ah, dacă am luat. Când am luat 1000 aceea și am transformat-o. Ușor, da. Ușor. Deci 2945. Da. E terminat de chestiu. Altul. Mai aveți acolo? Nu mai stă. Prea simplu. Hai să mai faci una dintre aghești frumoase, da? Nu neapărat dacă vrei să scrii pe căițel, dacă nu... Nu, nu ai încă o foaie să... Am uitat să mi le aduc. Ai uitat să ți le aduci. Mai mare rușine. Asta aici, poți să scrii pe ea? De fapt, pot să iau de la mijloc o foaie. Așa, așa, așa. Zicem așa. 1 plus 5 plus 9 plus 13 plus și rămâne parte plus 41. Da. Plus 41 plus 7x 7 ori x da. Egal cu 7 ori x. Hai să zic eu... 3 cât dau la întâmplare, nu pot să le potrivesc prea așa, da? Egal cu 100, zic așa, mai modificăm noi dacă nu merge rezultatul. Da. Nu cu 1000 să zic, hai să zic cu 1000. Păi eu am scris din greșeală da. 1000. Bine. Păi facem, luăm doar până la 41. Nu, deoparte sumă.
Da. Deci adică 1 plus 5 plus 9 plus 13 plus 11 plus 41 egal cu 41 plus 1. Plus 1, da. Ori cât sunt ei? Da, ori... Păi... De ori... Ah, 41, ori 41. Sunt 41? Sunt toți termenii? Nu. Că merge... 5, 9. Din cât în cât merg? Păi... 5 minus 1 ar fi 4. Așa. 9 minus 5, 4. De 4, 4, 4. Și acum am face 41. Nu împărțit. La... Să vedem cum făceam noi, că am uitat mai devreme. Cum am zis că aflăm numărul termenului, trebuie numărul termenului, nu? Termenul. Cum am făcut mai devreme? Am făcut chiar azi. Chiar azi am făcut, că n-am aflat numărul termenului. Știi? Nu, minus. Nu aflam la sume, nu știu numele, numărul termenului. A, numărul termenilor. Ultimul termen. La 41, scădeam pe cel la început. Da, ori numărul termenilor. Apa, asta e suma. A, da. Dar numărul termenilor, cum îl aflăm? Am făcut. Da, am găsit. 7, adică ultimul termen minus minus da. Primul da. Împărțit la rație plus 1. Asta era. Deci ca să aflăm numărul termenilor, zici și noi, n aflăm în termen, nu? Da, n. N este egal cu? N este egal cu? Egal cu 41 minus 1. Da. Totul de împărțit la 4. Da. Plus 1. Și egal cu? Egal cu 40 împărțit la 4 plus 1. N egal cu 10 plus 1. N egal cu 11. Așa. Așadar, zicem ori 11. Da, stai cu mai. Și 1 egal cu 41 plus 1 da. Ori 11 da. Împărțit la 2. Împărțit la 2. Și egal cu? Acum 42. 42 împărțit la 2. Ori 11. Ori 11, da. Ori 11 împărțit la 2. Acum egal cu 42 sau... La 2. Nu putem să facem 42 împărțit la 2? Păi asta facem. 42 împărțit la 2. 21. 21. Da, 21 ori 11. Ori 11. Și face, ia să vedem 21. Și face 1, adică... Deci face 231. Da? Și am calculat suma. Da. Și acum, în loc de sumă, zicem 231. 231 plus 7 ori 7 ori egal, egal cu 1000. Și acum scoatem 7 ori da. Egal cu 1000 minus 231. Și egal cu 7 ori x egal cu. Da, 7 ori x. 10 minus 1, 9. Ne-am împrumutat, ne-au rămas 9. 9 minus 3, 6. Da. Și ne-am împrumutat iar și ne-au rămas 9. 9 minus 2, 5. Da. Și... 9 minus 2? 9 minus 2, 7. Așa.
7. Și atât. Atât? Sigur că da. Bun, și acum x. X va fi egal cu 1. X egal cu 769 da. Împărțit la 7. X egal cu 7 în 7 merge odată. Corect. 7 în 6 nu merge. Adică? Adică îl coborăm pe 9. Da, 7 în 6 merge de 0 ori. 0 ori, da. Îl coborăm pe 9. 7 în 9 merge odată. 7, da, în, 7 în 69. Că l-ai pus pe 9 lângă 6. A, da. 7 în 69 merge de... A, 7 ori 7... 49. 7, da. 7 ori 8... 56. 7 ori 9, 63. 63. Deci, dacă ar fost în loc de 69, 63, da. Era treabă deșteaptă. Da, dar acum ne-a dat cu rest. Dar ne-ar fi dat, acum ne-a dat cu rest. Da. Hai să modificăm problema care am spus că la început eu nu știam să, cât să spun. Adică să nu dăm 1000, da. Să dăm cu cât mai puțin, dacă 63, da. Cu 6. Da. Cu 6 îți dăm 6. Mai puțin. Adică să dăm mai puțin cu 6, cât ar fi mai puțin 6 de aici? În loc să dau 1000, din 1000 scădem 6. 9999, 9997 și 9997. Deci când am dat, cât am zis eu să dau mai puțin? Să dau 6 să dau. Da. Ca să dau 6 vin 994. Că dau 6, că altfel la 7, da? Da? 7 ori 9, 63. Da. Și mie cu 6 mai puțin. Deci aici trebuie să dau 994, parcă am zis, da? 4, modificăm. Și acum, când scădem pe 231 din 990, din 994, ia să vedem cum arată. Alo? Bună ziua! Bine, Cosmine. Gata. E perfect. E perfect. Ia. La revedere, salut. Ar fi 7 ori x egal cu 994 minus 231. Așa. 7 ori x egal cu 4 minus 1, 3. 9 minus 3, 6. Adică nu. 5. Deci 4 minus 1, 3. Ai zis... 4. 9 minus 3. 4. 9 minus 3. 6, parcă am zis. 6. Și 9 minus 2. 3, 7. 7. 7 este 63. Acum x egal cu... Adică... Da. 7 este 63 împărțit la 7. Da. X egal cu 7 în 7 odată de 0 ori cu... Ar fi 63. A, de 9 ori. 9 ori, 7, 63. Deci a mers perfect. A făcut modificarea aceea. După ce, așa se fac greșițile. Da. Că nu știi exact de la bun început care sunt numerele care se potrivească, dar poți să ai, te orientezi după aceea și faci modificările necesare. Bine? Da. Hai să mai facem un alt greșițiu. Deci, aș vrea să... Rezolvăm relația următoare, să află x din relația 17 plus 22 plus 27 plus și mai departe plus 52 egal cu 17 plus 22 plus 27 plus 52 plus 9x egal cu cât trebuie să pun de aici? Tot 1000 pun, dacă nu știu. Bine, dar stați puțin. Și o să ajustăm mai acolo. Relația e de
5. Rația e de 5, da. Și atunci nu va fi egal, îi trebuie numărul... Nu, egal cum? Egal cu 52. 52. Minus 17. Da. Împărțit la 5 plus 18. Egal cu 52 minus 17. 12 minus 7 ar fi 5. Da. Și 5, adică nu, 4 minus 1, 3. 35. Împărțit la 5 plus 1. Așa. N egal cu 7 plus 1. 7 plus 1. Așa. Face 8. N egal cu 8. Și atunci suma de o parte să o luăm. Și acum n, adică 8. Suma e. Suma asta de aici, nu? Să luăm de parte, adică 17 plus 22, suma. Ca să, da. Așa, 17 plus 22 plus 27 plus, cum putem zice, plus 52 plus, adică egal. Egal cu 52 plus 17. 52 plus 17. Ori 8. Da. Plus împărțit la 2. Împărțit la 2, e bine, ca asta. Egal cu 7 și cu 2, 9, 5 cu 1, 6, ori 8, împărțit la 2. Așa, și egal cu? Și egal cu 69. Așa. Ori 8 împărțit la 2, 4. Da. Și acum 69 ori 4. 4 ori 9, 37, 6 și cu 3. 4 ori 6, 24. 24 și cu 2, 28. 4 ori 9, 36 și cu 3. 26. 6 ori 4, 24 și cu 3. Da. 24 și cu 3. A, 3, da. Da? Adică ar fi 200... 77. 276. Da, 276. Și acum ne întoarcem în exercițiu și zicem. Și zicem 276. 276 plus 277 plus plus cât de x am uitat? A, 9 ori x. Plus 9 ori x, da. Egal cu 1000. Egal cu 1000, da. Acum. 9 ori x egal cu 1000. Deci 9 ori x egal cu 1000. Minus. 9 ori x egal cu. 276, da? Da. 10 minus 6, 4. Da. 9 minus 7, 2. Da. 9 minus 2. 7. 7. Și nimic. Așa. Așa. Acum, x egal cu 6 este 24 împărțit la 9. Da. X egal cu 9 în 72 merge de 8 ori. Da. Îl coborăm pe 4 și 9 în 4 de 0 ori. Deci rămâne restul 4. Da. Adică trebuia să dau 9000, ci cu 4 mai puțin, ca să nu mai rămâne restul. Adică... 996. Ca să dau cu 4 mai puțin. A, da. Deci 996. Nu egal cu 1000. Facem modificarea. Acum, când ne-am dat seama. 996. În loc de 1000. Adică ar fi 276 plus 9 ori x egal cu 996. 996, corect. Adică 9 ori x egal cu 996 minus 276. 9 ori x egal cu 0, 2, 2. 220. Nu cred. A. Era 7.
97. Și acum x. X va fi egal cu? X egal cu 720 împărțit la 9. X egal cu 7 de 8 ori și 9 ori 0, 0. 80. Da. Deci 80. Da. Deci am prins mecanismul ăsta. Mai facem unul și ăsta merge șnuri. Azi am descoperit și cum se compun, nu? Din exerciții de când ai... Deci așa, nu poți să știi deodată rezultatul decât după ce ai făcut încercarea. E modificat. Modificat după aceea. Hai să spun așa. 1 plus 9 plus 17 plus puncte puncte plus 81 plus 13x egal cu 1000. N-am de ce fac, am cu 1000. Da. Acum ne oprim la 81. Așa. Deci luăm deoparte suma asta. 1 plus 9 plus 17, plus puncte, puncte, plus 81. Și trebuie să o calculăm. Da, adică nu egal cu... Între de numărul semnul, nu egal cu... Numărul... 81 minus 1. Da. Ori... Nu, parcă împărțit. Da, împărțit la... De cât în cât merg aici? De împărțit la 8. Da. Plus 8. Și face? Egal cu 80. 80. Împărțit la 8 plus 1. Da. Egal cu 10 plus 1. 11. Adică egal cu 11. Corect. Și acum suma egal cu 2... Nu. 11. Da. 11 plus 16 ori x egal cu 8000. Deci 11. Stai suma, suma cu cine este egal. Suma. Deci ne întoarcem la suma aceea. 1 plus 9 plus 17 plus 81. Da. Egal, egal cu 81. Da. Plus 1. Da, corect. Ori 8. Ori? 8. De ce ori 8? Păi 8 nu era zi. Păi care-i forma, zice, primul plus ultimul, ori cât sunt ei? Ori numărul lor? Da. Ori 11? Ori 1. Nu de ce l-am aflat? Deci ori 11? Da, împărțit la 2. La 2. Și egal cu? 82. 82, mă zi, am scris. 82. Ori 81 împărțit la 2. 82 ori 11. Ori 11, da. Da, 11 împărțit la 2 și face? 82 ori 5. 82 împărțit la 2 mai întâi și face 41. Ah, da. 41. Ori 11, da? Ori 11. Și acum 41. 1. Ne dă 451. 451, corect. Egal cu 451. Și acum 451 plus 13 ori x. 491 plus 13 ori x egal cu 1000. 13 ori x egal cu 1000 minus 451. 491, parcă nu spune. Sau 451, nu știu. 451, da. Și acum 13 ori x egal cu 9 minus... Adică 10 minus 1, 9. Da.
9 minus 5, 4. Da. 9 minus 4, 5. X egal cu 549 împărțit la 13. Corect. X egal cu 13 în 54 de 2 ori. De 2 ori. Pare mai mult chiar. De 3. Eu aș încerca 4. 4. 4. Da. 4. Da. 4, 3, 12. 12, 2. Și 1 reținem, 4 ori 1, 4 și 1, 5. Deci merge de 4, da? Da, merge. Și ne rămâne rest 2. Coborâm pe 9. Îl coborâm pe 9, 13, 29, de 2 ori. 2 ori 13, 2 ori 3, 6, 26. 6. Și rest 3. Da, adică trebuie să facem. Deci nu să nu fie dat 1000, să fie dat cu 3 mai puțin, ca să nu mai apare. 996. 997. Deci adică aici modificăm 990. 13 ori x egal cu 997 minus 458. Așa. 13 ori x egal cu 7 minus 1, 7. 9 minus 5, 4. 9 minus 4, 5. Da, și merge acum adesea, da? Da. Părțile. Așa este. Deci am rezolvat problema. Ne oprim aici. La revedere, dragilor. Și să nu uite ce să facă. Să dea like și share. Așa, să dea like și share. Bye.